Ai mai cântat undeva cântecul ăsta? Da. Cui l-ai cântat? Soției, în primul rând. Ce concluzie a tras soția? Ea m-a rugat insistent să nu-l cânt în fața unui public. De ce? A spus că divulg prea multe secrete despre noi doi. După ce ai cântat cântecul ăsta, a rămas însărcinată, practic. În timp ce cântam. 2-1-2-1-2-1-2. Noroc, iepuraș de soare. Eu mă numesc Andrei Bolocan. Bun găsit în cadrul emisiunii Lumina. Există în România așa o emisiune concurs la TV care se numește Ai Umor. Acolo se vine, se glumește, juriul decide dacă merită sau nu să mergi mai departe și câștigătorul, câștigătoarea primește în final un 20.000 de euro premiu. Zeci de oameni deja au trecut prin acele 4 sezoane de emisiune, printre care și moldoveni. Cred că vă amintiți de băieții de la Zebra Show, care deja au devenit legendari cu anumite momente din prestația lor. Cine știe cum se cheamă porcul în sat? Huciu, huciu, huciu! Și că într-o noapte de luna august, anul curent, eu am zis, de să-mi încerc și eu norocul, de să-mi încerc puterile, poate să adeveri faptul că-s umorist. Prin urmare, încă nu știu câți dintre voi mă vor crede, dar din start, înainte de a intra adânc în subiect, trebuie să vă recunosc un lucru. Eu am plecat acolo exclusiv cu planul de a mă testa. Subiectiv, egocentric, pentru interes pur personal. Haideți să vedeți niezul, nectarul prestației mele de acolo, ca să înțelegeți de ce eu insist atât de mult pe aspectul ăsta personal. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, încercați și voi. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, sincer recomand. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, 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 penis vagin, penis vagin, penis vagin. Cel mai bine e penis în penis sau penis în vagin. Penis în penis sau penis în vagin. Cum e corect? Să ne hotărâm. Eu am plecat la umor cu o combinație de stiluri umoristice. Pentru că încă nu sunt maestru în această artă, încerc să-mi caut și eu stilul care mi se potrivește mai bine. Am folosit umor observațional. Що віжу, то паю. Амбутяяжелі іс рілі. Бербаці з диферінс ді фімей. Ноапте й мей реші кадзила. Що оляка ді крінч камеді? Я вам кнушті кум страдуші екзакт крінч камеді лімба румена, дар аста й ун джен ді комедії, каре май мулт ас тестяза рабдаря. Май мулт ти фаші ти сімці інкомод. Decât să te facă să râzi. Tu ai putea râde, dar într-un final nu prea înțelegi. Tu râzi de glumă sau râzi de autor. Autorul oare își dă seama de prestația lui penibilă? Cu siguranță cringe comedy nu este la fel de râs, la fel de mainstream cum ai vedea pe cineva închedicându-se de coajă de banan pe asfalt. Patrick, banana peel, don't! What did you say? Nu este la fel de râs, dar cel puțin eu cunosc câteva sute de oameni care au fost la spectacolele mele din Chișinău, Cluj-Napoca, Montreal, Veneția și au reușit să aprecieze acest cântec. Eu cel puțin sper că așa au fost. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, încercați și voi. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, mie mi-a plăcut. La București însă, o parte din juriu, Chelu și Bendeac, au decis altceva, chiar dacă Delii părea să-i placă. Colegul meu, Mihai Bendeac, a fost destul de lucid în acele momente de grea cumpănă și m-a ajutat să măturăm acest concurent care nu promitea foarte multe. Nu le place penis în vagina? Trist. Foarte trist. Și că după tot asta, Mihai Bendeac a avut o revelație. Eu nu știam de asta, pentru că eu deja am plecat de platoul de filmare. Dar el a avut o revelație la care eu tare aș vrea să ne oprim. Să știți că am fost un pic păcăliți. De către cine? De către videobloggerul din Republica Moldova. Cu ce? El, de fapt, în mintea lui și-a creat o construcție. Și urmează să vedem un videoblog cu rezultatul acestei construcții. Cu alte cuvinte, el a fost ironic. El a venit aici, a spus niște chestii serioase și așa mai departe. Așa, și după aia o să zică cât suntem noi de nasoi. Dragă Mihai Bendeac, eu am venit la umor,
După ce colegii dumneavoastră mi-au spus să pregătesc maxim 3 minute de material. 3 minute! Tu îți dai seama, un om absolut nou vine în fața ta cu 3 minute. Și aceste 3 minute trebuie să te impresioneze, să te fac să râzi, să te fac să dai un like cu gândul că poate el are ceva de mai spus încă într-o eventuală finală. Ce poți reuși să dai în 3 minute? Cum poți reuși să cunoști un om atât de repede? Mai ales că eu trebuie să recunosc acest lucru despre mine. Sunt un om care tare mult întind rădzâna până ajung la subiectul central. Eu sunt așa un tip de om. Respectiv, poate nu eu sunt nepotrivit pentru ai umor. Poate ai umor n-ai și căuta în viața mea. Dar, iarăși, asta e o întrebare mai mult pentru mine. Eu nu știu dacă video ăsta să ajungă la Mihai Bendeac sau la Chelu, dar m-aș bucura cel puțin voi să vedeți asta. Aș vrea să vă arăt un exemplu din Statele Unite. Emisiunea Eric Andre Show de la Adult Swim. E una destul de populară, dar e populară într-o anumită nișă. Genul de umor de acolo e unul extrem de experimental. Dacă tu crezi că tu o să râzi sau din potriva să ai un dezgust de la acest video, gândești că tu în primul rând o să simți altceva. Tu o să simți că nu înțelegi ce se întâmplă atunci când tu urmărești această emisiune. You're funny, man. Tell us a joke. All right. So there's two guys are out in the middle of the desert. One guy gets bit by a snake. Right on the head of his dick. E că imaginează-ți că ai văzut asta prima dată, fără niciun context, fără a cunoaște personajele. Îți pare că staful emisiunii baștena pe metamfetamină, îți pare că sunt niște oameni plini de diavoli care trebuie duși amu, urgent, la Țipova, la vreun exorcist. Așadar, nu o să vă spun, domnule Chelu, că sunteți nasoi. Nasoi. Nasoi asta ce înseamnă? Că n-ai nasul strâmb? Nasoi. O tibia ochi necrasivă e nasoi. Nu o să spun că sunteți nasoi, pentru că nu vreau să fac un atac la persoanele voastre. Persoane pe care nu le cunosc. Eu cunosc activitatea unora dintre voi. Dar cine sunteți voi, eu nu pot să înțeleg din 3 minute de interacțiune atât de fragmentară. Pot doar să mă indignez pe alocuri că vă luați prea tare în serios cu ceea ce faci la umor. Ai reținut refrenul? Da. Continui? Vă mulțumesc. Nu, lumea de obicei iese în momentul ăsta din sală. Voi sunteți răbdători, apreciez curajul. Andrei Bolocan, a.k.a. Penis Vagin. Din numărul lui, noi am reținut doar Penis Vagin. Nu ăsta e numărul, nu? Da, ba da. Da? Acest Penis Vagin mi se pare lipsit de conținut. Lipsit de conținut? Penis Vagin? Da, Penis Vagin. Mă, Penis Vagin înseamnă tot. Cum adică e lipsit de conținut? Cum poți consider o piesă atât de profundă? Exact, ia câtă adevărul superb. Există, dragii mei, anumite domenii de activitate unde n-ai cum să nu vrei să devii mai bun. Trebuie să te testezi, trebuie să ieși din propria coropșică, cutiuță pentru cei de peste prut, ca să poți să continui, ca să poți să faci ceea ce ți-ți place. Pentru cei din comunicare, media, TV, teatru, sport mai ales, asta e un lucru necesar. Azi să fii mai bun ca ieri, mâine să fii mai bun ca azi. În același timp există joburi în care stabilitatea este o cheie a succesului. Tu nu o să întrebi un contabil: hei, dar ce o să-mi aduce anul viitor? Lansăm ceva nou pe piață? Poate scădem veniturile din cheltuieli și obținem o balanță negativă și o numim antiprofit? Ceva nou pe piață? Nu, calmează-te. La fel cum nu te apropii de un pop în biserică și zici: nu știi, părinte, poate anul ăsta să citim din vreo carte nouă, până amun numai din Biblie și din Biblie, și anul ăsta iarăși din Biblie. Da, anul ăsta iarăși din Biblie. Popa timp de 30 de ani citește în aceeași clădire, din aceeași carte, aceleași lucruri. Și dacă își face lucruri bine, este apreciat de comunitate. Dacă nu, devine metropolit. Asta bineînțeles că nu înseamnă că un contabil nu vrea să devină mai bun în ceea ce face pe zi ce trece. Nu, eu pur și simplu nu cred că vor exista vreodată concursuri televizate pentru contabili sau pentru chirurgi, na primer. Ne pare rău, dar te-ai descurcat foarte prost. Da, ai efectuat transplantul, pacientul este în viață, dar nu mi s-a părut un număr bine închegat. Tot ce am reținut din prestația ta a fost doar arteră aortă. Acum, judecând la reșe după aproape 2 luni, de la acea prestație, putea fi oare ea mai bună? Putea fi oare ea mai proastă? Depinde cum definiți bun sau prost pentru mine. Și depinde dacă voi sunteți printre miile de oameni care urmăresc acest video, dar nu m-au întâlnit sau nu mă cunosc personal, sau poate sunteți printre acei câțiva oameni care mă cunosc foarte bine și înțeleg intențiile mele. Înțeleg de ce eu aș fi putut pleca la un asemenea concurs. Și își dau seama că eu, mai bine ca oricine, realizez că această prestație nu este una cu care eu pot să mă mândresc și sunt gata să discut despre calitatea ei. Dar atunci când apar voci
care nu mă cunosc și zic că eu îi fac de rușini, eu am stricat imaginea țării! Sincer, cu echipa națională de fotbal pe ultimul loc în grupa de calificare, cu polițieni care te pleacă și te rup! Eu? Sunt omul care te faci pe tine de rușine? Maladeț! Profesoara de logică Vzdrâv Mozga este mândră de tine. Și iarăși, eu nu știu câți dintre voi mă vor crede, dar eu am mers la umor în primul rând pentru mine. Și chiar dacă n-am trecut mai departe în acest concurs, eu am suficient echilibru interior. Echilibru interior, am spus? Am suficient echilibru interior ca să culeg din asta o satisfacție, poate chiar și o lecție totodată. Dar care este această lecție, Andrei? Spune și nouă, ce taci, împărtășești înțelepciune. Nu știu sigur dacă vouă vă pasă această lecție, pentru că eu nu știu dacă voi vreți să lucrați în domeniul comedy sau poate voi sunteți un chirurg plastician și pe voi asta nu vă interesează. Dar lecția pe care eu am cules-o e că ar trebui să fiu mult mai prudent cu bătăliile pe care le aleg. Dacă o emisiune la TV în România are cuvântul umor în denumire, asta nu neapărat înseamnă că ei celebrează umorul. Eu sper să greșesc, dar deocamdată Ai Umor nu pare să fie acel KVN precum au rușii sau Def Jam Comedy, cum aveau americanii la începutul anilor 90 unde vedeau artiști de culoare, stand-uperi care ia ca prindeau aripi și înfloreau și spuneau ceea ce n-aveau voie să spună în alt loc, în alt parte a mainstream-ului media. Deocamdată, Ai Umor continuă să fie o emisiune TV care respectă anumite canoane. Ei vor audiență, ei vor senzații tari și atunci când n-ajunge conținut, există întotdeauna soluții precum efecte vizuale, sonore și alte zorzoane. Penis vagin, penis vagin, sincer recomand. Dar iarăși vă rog să fiți atenți cu ce ieși iese din gura mea, pentru că asta ar putea fi mânia și dorința de răzbunare pe juriul injust cu un talent ca podoloperic ca mine. Я брожу тебя успокойся. Și la final am o rugăminte către cei simpatici, răbdători și care nu cred că decid viața unui om cu like-uri. Vă rog frumos să veniți să mă vedeți în cadrul mini-turneului Deja e mai bine prin Europa. La invitația unor moldoveni mărinimoși o să vin pe 4 noiembrie la Bruxelles, pe 11 noiembrie la Paris și pe 18 noiembrie la Padova, Italia. Dacă sunteți acum acolo sau cunoașteți pe cineva din aceste orașe, dați-le un tag mai jos în comentarii și haideți să ne vedem. 4 noiembrie Bruxelles, 11 noiembrie Paris, 18 noiembrie Padova. Link-urile pentru bilete și alte informații utile le găsiți în comentariile acestui video sau în descrierea lui, undeva mai jos sau undeva mai sus. Le găsiți, dacă vreți, le găsiți! Mulțumesc enorm celor care susțin emisiunea Lumina pe patreon.com/fedot. Acești oameni sunt my everything. Fără de ei, emisiunea Lumina n-are cum să existe în acest univers. Eu vă doresc numai bine, băgați un like și ne revedem data viitoare. Pupicei!